Scandal monstru la inspectoratul de poliție din Brăila. Un tânăr care a ajuns la urgențe cu vânătăi pe tot corpul susține că a fost snopit în bătaie de oamenii legii chiar în mașina poliției. Totul ar fi pornit de la o sticlă de alcool. Tânărul afirmă că a cumpărat băutura dintr-un butic și a primit un bon fiscal pe care era trecut un preț mult mai mare decât cel plătit. Bărbatul ar fi cerut să-i fie eliberat bonul corect, dar vânzătorul ar fi refuzat și ar fi chemat în schimb o firmă de pază. Ulterior, agenții l-ar fi bruscat pe tânăr motiv pentru pentru care acesta a sunat la 112. Bărbatul susține că polițiștii ajunși la fața locului nu i-au sărit în ajutor. Din contră, l-ar fi încătușat, apoi l-ar fi urcat în autospecială. Au spus doar că mi-arată ei mie și atât. A oprit mașina și după a urmat bătaia. Nu am înjurat, ba chiar am fost extrem de cooperativ, a declarat tânărul care îi acuză pe polițiști. Presupusa victimă mai susține că a primit și o amendă de 1000 de lei, fără să îi se spună motivul. Mai mult, oamenii legii ar fi refuzat să înapoieze buletinul. Inspectoratul de poliție județean Brăila a început o anchetă internă. A fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și se fac cercetări prealabile, a transmis conducerea inspectoratului. Tânărul care face acuzațiile susține că îi va da judecată pe polițiști.